dragi telespectatori, vă spune Elisabeta Vasile în cadrul emisiunii Muzică și Poveste. Dacă la prima ediție am avut așa mari emoții când am avut o invitată pe doamna Victorița Lăcătușu, dumneavoastră ne-ați trimis mesaje, ne-ați felicitat și astă seară să știți că nu mai am atât de multe emoții. Am motiv de bucurie să l-am ca invitat pe unul dintre colaboratorii noștri dragi, Marius Țugulescu, care va intra în casele dumneavoastră cu muzica și povestea lui. Bun găsit, dragă Marius, și bine ai venit la noi la emisiune. Bună seara, bine v-am găsit, stimați telespectatori. Mă bucur să fiu al doilea invitat în cadrul acestei minunate emisiuni. Mulțumim frumos, tu ne ești drag, ne onorat de fiecare dată cu prezența ta. Și am vrut să schimbăm așa, să nu aducem numai gorgi, numai, uite, zona pastorală, nu? Că și zona pastorală face parte din... avem și noi zona pastorală în județul Gorj. Da, tu nu vii chiar de acolo, dar ne spui tu de unde vii, de unde vine cântecul tău, dacă la tine în familie a cântat cineva. Ne divulgi tu așa câte ceva. Da, da, da. Eu vin de la Vaideni, județul Gorj. De la Vaideiei, a? Vaideiei, da. 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 Zona de nord a județului Vâlcea. O zonă frumoasă. Da. Cred că o cunoașteți dumneavoastră. Da, mulți dintre noi o cunoaștem, mai ales noi cei care cântăm. Da. Să știți că în familia mea mama a fost cea care a cochetat așa un pic cu muzica populară. Și probabil ai prins drag așa că îți cânta dumneai așa, știi cum cântă mămicile. Nani, nani, da. Puiul, mami. Bine, era mai mare când mi-am dat eu seama de vocea dumneai. De vocea dumneai, da. Da, am înțeles. Și după aceea, ca oricare copilaș, ai mers la grădii, ai mers la școală. Am mers la grădiniță. Bine, la grădiniță nu știam eu cu ce se mănâncă muzica populară. Și în clasa întâi, domn profesor Todeș Vartolomei a unit, eram două clase, A-ul și B-ul, da, la școala generală. Și a zis, am în două clasele repetiții, o dată pe săptămână, la Fluieraș. La Fluieraș, știu că ne-ai auzit, mamă, Fluieraș, ce Fluieraș. O fluieră, cum da, o fluieră. Avea dumnealui o cutie, o lată așa de fluiere. Da. Și a venit și ne-a dat la toți. Fetele, toate fetele pe o parte, băieții pe o parte. Băieții cu fluierele, fetele cântau vocal. Da. Și atunci am luat eu contact cu muzica populară. Deci tu prima dată ai luat contact cu un instrument, da, să zicem așa, da? Bine, nu care s-a prins până la urmă este mine. Benefic oricărui solist, adică este foarte bine ca un solist să știe să cânte și la un instrument. Da, aveți dreptate. Eu mai târziu mi-am dat seama că dacă nu s-a prins atunci de mine, mi-a fost un pic mai greu. M-aș fi bucurat să știu să păi cânt. Păi până la urmă, deci tu ai vrut să înțeleg că de prima dată nu ai vrut să devii neapărat solist de muzică populară. Credeai că poate vrei să te faci altceva. De exemplu, eu am vrut să devin farmacistă. Tu ce ai vrut să devii? Da, întrebarea asta am primit-o în clasa 8-a. Da, în clasa 8-a. Doamna dirigintă, ce vreți să deveniți când veți fi mari? Eu fiind un copil mai cu minte. Ai fost un copil problemă? Ai fost cu minte, nu? Asta am vrut să te întreb. Deci ai fost cu da, minte. Da, am fost copil. Copil. Am fost copil cu minte. Eu am fost un copil mai băiețos, eu. Da. Tu poate ai fost un copil mai mămos. Tot mai băiețos am fost și eu. Da. Și, sincer, nu prea mi-a uite, putut de mult cartea. Regia ne spune că... Nu știu ce tot vrea să ne arate. Să vedem regia despre ce e vorba. Nu știu, vor să ne surprindă cu ceva pe noi și pe telespectatori. Eu nu știu despre ce e vorba. Hai regia să văd cu ce vă ocupați dumneavoastră așa pe la spatele. Ia uite cine e acolo. Ne poți spune. Deci regia, voi sunteți detectivi particulari. Da. Paparații în persoană. Tu ești care? Eu sunt în stânga. Dacă pot să dea înapoi puțin poza aia. Da. Sincer, din stânga am costumat. Deci eu chiar nu știu de acolo, nu știu unde este Marius Țugulescu. Aici sunt Patrie. În spate din... Pardon, erai la școală aici, da. Aici eram în clasa a patra. Pionier. Poftiți? Erai pionier. Da, în clasa a patra, da, în stânga. Da, uite, în stânga, un ciobănel cu căciuliță de miel adevărat. Da. Aici era probabil o piesă pregătită la sfârșit de an.
Da, școlar. păi ca fiecare dintre noi, da. Da, la sfârșit de an, de ziua și mamei, și de 8 martie, de Crăciun. Astea că... Deci asta numai regia. Da, și în spate acolo, de la stânga la dreapta, al treilea. Da, al treilea. Al treilea. Și aici, aici avem un domn puțin mai mare, aveai da, ceva eram, anișori aici. Cred că acum, e făcut acum 7 ani, 6 ani. Deci încă, deci puse-i da. Ca lumea să cânți, cred că ai umblat așa eram, și pe la festivaluri. La, da, la, pe scena, la sala, îmi scap acum. Nu, mai contează. La opera din Timișoara, nu. Oh, la... 50 de ani de activitate ansamblu Bănățeana. Deci se înțeleg că la vârsta aceea deja ai luat contact cu scenele mari ale da. Țării noastre. Și aici da? Cu prietenul A, aici îl avem pe colegul nostru, pe Robert Târnăveanu. Vom avea și pe el invitat cât de curând. Ce tânăr eram! Ce bărbat! Ce tânăr! Ce bărbat eram odată! Da? Da? Ia uite, dar lui Robert îi lipsește clopul. El niciodată n-a purtat. Și asta, asta este foarte recentă, poza asta. Tot de pe la un spectacol de, important, ceva, Jidvei, cumva? Din recital, da, din recital de la festivalul Strugurile de, Strugurile de Aur. Colaborezi Jidvei. Așa cu... Bine, că o să te întreb mai târziu. Aici să mai comentăm an, puțin de pozele. De acum 2 ani. De la vară-vară-primăvară. De la vară-vară-primăvară, da. De la și Sibiu. Eu la acel festival, da, mai de multișor. Frumos, foarte frumos. Frumos, foarte important. Aici un spectacol de colinde. Ai și colinde, tot nu? La Sibiu, da. Tot la Sibiu, da. La Casa de Cultură a Sindicatelor din Sibiu. Mai avem poze? Uite că mai avem. Da, asta eu, e... Dar de ce porți tu păturica asta? Să le spune și telespectatorilor că unii... Asta este unde? În biserică? Da, spune regia. Regia, vă știți într-o de unde? Biserică românilor din Nottingham. A, să înțeleg că tu ai cântat și românilor din afară, cântat, deci ai avut da. Această fericită ocazie. Bravo, foarte bine. La vârsta ta ai făcut destul de multe. Și aici avem de la... Lansarea... Colegei noastre, Ana Maria Iorga. Vă pupăm pe Ana Maria Urcea. Dacă ne urmărește cumva la ora asta. Asta este unde ne-am cele întâlnit recente, cu toții, da. Da. Asta este printre cele recente, dar am vrut să arătăm așa și câteva poziții. Și aici mare petrecere la ziua Elisabetei Vasile va, la Etno TV. Da, asta numai Gigi Alubeti s-a ocupat de, Gigi Alubeti, de asta. Da. A vrut să ne facă o surpriză. Colegi dragi, da. Pe care îi îmbrățișăm am dacă parte se uită de la noi. O petrecere frumoasă acolo la... La București. Frumos. Da, mi-am adus Gică aminte regia, te-ai da? Te-ai ocupat bine de treaba asta. Și aici, și aici de la filmări. Păi nu degeaba am spus noi că Marius prezentă... Țugulescu este colaboratorul nostru drag și am vrut să și arătăm, nu? Da, să știți că mă bucur să pot să intru un... Ți le dăm și ție dacă nu le ai. Să le pui pe Facebook. Facebook, da. Da, probabil. Și aici o poză. A, aici o poză cred că editată, mai tinerel, mai așa, nu? Nu, e de vreo 2 ani, cred, poza asta. Da, s-a ocupat un prieten de-al meu și a editat-o și Gica a pus-o tamam pe asta. A, am înțeles. Lasă că mai comentăm despre ele. Deci tu ai urmat după aceea o școală de specialitate în sensul ăsta, nu? După sau ce am terminat făcut... liceul. Da. Te-ai apucat serios de treabă și bănesc că te-ai dus. În timpul liceului m-am apucat de treabă alături de grupul Rapsozi Oltului de la Râmnicu Vâlcea. Doamna director Stoica Elena a zis, trebuie să mai băgăm și pe altcineva în grup. Păi da. Și ce s-a gândit dumneavoastră? Ei, haide să mergem să luăm grupul de la Vaideni. Atunci eram un grup. Și da, erați un grup și după aceea... Așa am început mai serios. Colaborări cu ei, spectacole în județ. Și pe parcurs să așa... Mie unul mi-a prins foarte bine. Și primele foarte tale bine. Imprimări? Când primele mele imprimări mai târziu, cu un an, la Timișoara. Acolo ai făcut tu primele tale da, imprimări. Acolo am făcut facultatea și am urmat și cursurile Școlii Populare de Artă din Timișoara, la clasa doamnei Ana Pacatiuș. No.
Și atunci, da, dumneavoastră a spus... Solistă de renume și un model bănuiesc pentru fiecare dintre noi. Chiar modelul tău în viață, cine a fost? Ai avut un mentor? Ai avut pe cineva anume? Bine, mi-ai spus prima dată cu un domn profesor, te-a îndrumat. Domnul după care... profesor Tădej Bartolomei, da, el a fost cel care ne-a urmărit primii pași în muzică. Și pe parcurs... Dumnealui s-a ocupat și de și-a mai adus textele aportul. Și liniile melodice ale noastre. Da. A celor și de la pe parcurs, Vaiden. Dacă vrei să mulțumești unor oameni care te-au ajutat, în primul rând, cred că părinților tăi care te-au sprijinit și mai departe tu știi. Vreau să mulțumesc din suflet maestrului Marcel Parnica. Vă salutăm, maestre, și veți fi și dumneavoastră aici cu noi într-o joi, să vedem când. O să urmărim mai târziu câteva piese, două piese care dumnealui mi le-a dăruit. Vă mulțumesc din suflet. Da, deci ai înregistrate două piese cu sau dăruite de maestru Marcel Parnica pentru tine. Și avem două melodii pregătite, ne șoptește regia. Da. Păi să le vizionăm, dragi telespectatori, așa ne spune regia, hai să vedem despre ce e vorba. Eu nu știu cum se numesc melodiile și mai bine și ne spune Marius. Dar mai bine vorbim după. Și vorbim după, comentăm așa puțin fiecare melodie în parte. Da. Haideți să le urmărim. Ușor mândru din poieni, măi, la 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 la. Sunt cioban din fai de ieni, măi, la 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 la. Sunt cioban cu mândru nume, la 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 la. Și mi-e dragă în astă lume, la 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 la. Mi-e drag să cânt și să joc, măi, la 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 la. Și Ana pe lângă foc, măi, la 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 la. Și să strâng băcița-n brațe, la 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 la. Până se face dimineață, la 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 la. Sus la munte, la izvor, măi, la 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 la. Mă cheamă al băciței dor, măi, la 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 la. La strunguța oilor, măi, la 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 la. Sub cetina brazilor, măi, la 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 la. Cât o fi vara de lungă, la 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 la. Pastur mate oi pe dungă, la 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 la. Iar când vremea s-o strica, măi, la 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 la. Îmi las tâna și strunga, măi, la 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 la. Și cobor pe lăsătoare, la 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 la. Către vai de el la vale, la 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 la. Trece floarea dorului, la 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 la. Pe ulița satului, la 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 la. Trece floarea dorului, la 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 la. Înaltă și sprâncenată, la 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 la. Și de feciori lăudată, la 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 la. Ești drăguță la făptură, la 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 la. Și ai ochișori de mură, la 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 la. Ești drăguță la făptură, la 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 la. Și ai ochișori de mură, la 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 la. Și gurița-i ca o fragă, la 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 la. Îmi ești mândră tare dragă, la 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 la.
stai din zina, la 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 la. Harnică ești ca albina, la 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 la. Străbunica ta-i din zina, la 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 la. Străbunicu-i din poiană, la 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 la. Tu ești fată, vai de iană, la 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 la. Când vii mândruț-o la joc, la 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 la. Îmbrăcată în cojoc, la 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 la. Când vii mândruț-o la joc, la 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 la. Îmbrăcată în cojoc, la 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 la. Și cu papucii năltuți, la 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 la. Bagi-n boală pe drăguțe, la 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 la. Și cu papucii năltuțe, la 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 la. Bagi-n boală pe drăguțe, la 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 la. Ce ne poți spune tu, Marius, despre aceste piese? Ziceai că aceste piese sunt dăruite sau nu? Sau altele de domnul Marcel Parnica? Nu aceste. Ultimele două piese. Da, o să vorbim despre ele. Care ai recunoscut filmări, ai recunoscut locație, tot, da? Bineînțeles. Mulțumesc echipei ENSA TV care s-a ocupat de aceste filmări. Și ne mulțumim ție pentru prezență. Uite, știam că vrei să o saluți pe cineva care tot te cere. Da, vreau să seară salut. De seară în emisiunea Petale de Cântec ești cerut, doamna iubește foarte mult zona pastorală. Vreau să salut și să o îmbrățișez pe doamna Sabina de la Ciuperceni. Vă salutăm, doamna Sabina, vă pupăm. Vă mulțumesc frumos. Și vă mulțumim că ne urmăriți. De fapt, îi salutăm pe toți care ne urmăresc la această oră și ne pare rău că această emisiune nu este cu telefoane. Deci de la 8 la 10 vine Gigi Vasile, sunați acolo și spuneți toate dedicațiile pentru cei dragi. Aici vrem să aflăm așa cât mai mult despre... Despre mine. Despre tine, da. Să vedem ce povestioare ai să ne spui așa. Întâmplări. De exemplu, tu cânti la nunți, la botezuri, da, sintrofii și așa mai departe. Da. Cânti, nu? La chelmeze. La chelmeze, da? Da. Ai o orchestră, ceva, o formație? Da, formația mea cu care merg în fața oamenilor. Mergem la nunți, mergem la... Sunt solicitări, nu? Sunt solicitări, nu? Cum să nu? Păi cinstit, da, bineînțeles. Noi nu băgăm mâna în buzunar la nimeni, da. Clar. Deci, asta este clar. Și să știți că e loc pentru toată lumea, să cânte toată lumea. Deci, nu poți să cânti la unde două. Unde te găsesc cei care vor să te ia la... Cei care vor să îmi urmărească activitatea, să mă invite la evenimente, mă pot găsi pe pagina de Facebook. Da, Marius Sugulescu. Da, cei care vor să îmi urmărească activitatea. Ai și o pagină oficială, ceva? Am și pagină oficială. Da, deci ai și pagină oficială, deci... Mă pot urmări pe Facebook-ul pe canalul... Ai și canal de YouTube. Da, canal de YouTube, unde am încărcate aproape toate piesele. Mai urmează să mai încarc de pe primul meu album. Asta este publicitatea noastră până la urmă. Și de la evenimente, acolo. E bine. Pot găsi și numărul de telefon acum loc. Dacă sunt doritori care vor să mă invite la evenimentele lor. Cu siguranță vor fi, pentru că ai văzut acum evenimentele de la un an la altul. Da. Dacă îți dai interesul și mergi la un eveniment și faci o impresie bună, de acolo mai vin șantele. Acolo e cartea de vizită a fiecăruia dintre noi. Eu așa poți zic. Să mergi la 100 de televiziuni sau poți să mergi... Da, deci toate sunt... Să împartiate sau cărți de vizită. Dacă omul nu te vede, nu vede ce cânti, cum cânti... Da, pentru că sunt... poate te știe doar de la televizor cântând două piese și nu te-a văzut niciodată. Și poate e teamă, zice, să-l sun, să-l iau, dar cum o cânta, dar cum s-o descurca la o nuntă? Poate nu se descurcă decât pe scenă, la un spectacol și atât. Cum cântă live, nu? Da. Apropo de live, zice regia, nu te provocăm puțin să ne faci o strofă dintr-un cântecel? Ce vrei tu? Nu știu, ce ți-ar plăcea ție, așa? Nu știu, ce vrei tu să cânti?
O să cânt o strofă dintr-o jiană. O strofă dintr-o jiană. Ia să vedem, dragi telespectatori. De ceva de ciobănie. Dragul mi de tine, lele, dragul mi de gura ta, vino ca să-mi fi băciță mândră, draga mea, că de dorul tău, da, mândră mor și eu, mor mărie de al tău dor și nu mi-e ușor, că de dorul tău, da, mândră mor și eu, mor mărie de al tău dor și nu mi-e ușor. Foarte frumoasă jiana asta, dar o mai cânt și eu pe la nunți. Uite ce voce impunătoare are. Da. Ai un timbru... Mulțumesc. Așa, foarte bărbătesc, știi? Ca un bărbat cânti, că mai sunt voci mai calde, mai suave. De păturică vrea să vorbim, dragi telespectatori sau dragă regie? Cum se cheamă? Normal, păi, dar l-am mai întrebat, dar uite că mi-ați adus de aminte. Pentru cei care au uitat, se numește țol. Deci, această păturică se numește țol. Și unde o folosești tu? Adică, tu te duceai cu mândruța la... cu căprițele, l-a păscut la aia și ca să nu răcească, puneai țolul jos, nu? Așa e, aveți dreptate, da. Deci eu m-am gândit numai, dar nu știu dacă e de Dar nu, chiar așa o foloseau și ciobanii. Deci pentru asta este. Tot de dimineața până seara pe munte cu oile, pentru ei țolul ăsta era și casă și masă și... Da, și punea și masa, stătea, se odihnea pe țol, dacă ploua, doamne, așa, da, să știți că prin țolul ăsta nu trece apa. Da. Uite, da, ce chestie. Trebuie să mai întrebăm, să mai știm și noi să... Și dacă... Din ce e făcut, păi e țesut. Din lână de oaie. E țesut, auzi, din lână de oaie. Și cine ți l-a? L-ai luat de undeva sau bunicii tăi sau mai țes la... Mama mea, eu când eram mic, la mine în cameră, mama mea iarna punea război. Deci asta vreau să întreb, ai văzut cum arată un război de țesut, nu? Deci, și eu am văzut. Fiecare dimineață... Să știi că și-am prins-o pe bunica mea făcând preșuri. Nu știu, da. Le puneam pe jos, știi? Sau, cum se numea, macat? Macat, da, și macat. Dar uite, din astea nu făcea. Bine. Mă gândeam că fiind mai tinerel, poate nu știi ce e la un război de țesut. Ba da, știu. Mi-aduc aminte exact. Da, ți-aduce aminte ale tinereții valorii, nu? Da. Deci așa, a trecut numai așa o săptămână de atunci. Da, vezi? Și deja devii nostalgic, ți-amintești cu plăcere și parcă ai vrea puțin să te întorci în copilărie, nu? Dar cine nu vrea? Da, nu aveam nicio grijă, niciun stres, nimic. Aia este fără, da, copilăria e cea mai frumoasă perioadă și... Să fie bicicleta bună, da. Să n-am pană la ea, să... Regiane ne șoptește că... Mai are ceva să ne mai arate nouă și telespectatorilor? Vrea să ne ei vor să ne surprindă la fiecare emisiune cu câte ceva frumos. Să vedem, ia regia, să vedem ce vreți să ne arătați voi acolo. Păi da. trebuie să vorbim despre asta. Să dezvoltăm. Să dezvoltăm. Da, coperta, așa arată coperta primului meu album înregistrat. Deci, ai ajuns să imprimi și un album. Da, bravo, cât-i muntele de înalt. Ia uite, și un titlu frumos. Dacă toți suntem la poza asta, vreau să mulțumesc din suflet domnului Daniel Ișac. Dumnealui s-a ocupat de distribuție, de producție și de distribuție acestui album. Vă mulțumesc mult, domnule. Mulțumim și noi, este un om drag al sufletului, nu numai al nostru, și al aici... tuturor interpreților de muzică populară, pentru că a ajutat foarte mult să interpreți. Și aici? Aici este afișul spectacolului de lansare acestui album. Mi-aduc aminte că m-ai invitat și pe mine și din păcate nu am putut să îți fiu alături, dar ți-am fost alături așa cu gânduri. Vreau să bune le mulțumesc de acum celor care ne privesc. Vreau și să celor mulțumesc, care probabil da, vreau să mulțumesc au fost alături. Colegilor de la Târgu Jiu care au fost alături de mine. Și celor care nu au putut să ajungă. Da, eu. Te la următorul o să vin. Da. Avem o pozică acolo. Ce caută doamna Marioara Babu cu tine în poza aia? Ia să vedem noi. Ia spune-ne. Vrem să aflăm mai multe. Doamna Marioara e o femeie extraordinară. O salutăm! Am cunoscut-o. Doamna Marioara Babu de la Stâna Ștefanu, nu? De la Stâna Ștefanu, da. Prietenii noștri de la Novaci.
cea mai bună tochitură, cel mai bun cașin, cel mai bun tocan, dar ce nu mai are doamna Marioara brânză cu să ne ofere nouă acolo? Brânză și cu mămăligă. Și o melodie pe care ți-a oferit-o ție, auzi și tu? Și o melodie care mi-a oferit-o... cu doamna Marioara am întâlnit la un botez la Novaci. Și cântam o piesă, și o piesă a lui Robert Nenu. Da, este a zis, Finu Dumnezeu. Asta e piesa lui Finu. Să mă cauți și să treci pe la mine. Ce ai zis? Doamna, când te place muzica populară, trec. Nu? Da. Că mai cei care au făcut botezul, i-am sunat. Doamne, vreau să ajung și eu la... Doamna Marioara. La doamna Marioara. Da. Cum fac? Păi vină la noi că te ducem noi acolo. M-au dus la Dumnezeu la poartă, m-au băgat în casă. Am o piesă pentru tine. Uite, asta e piesa asta. Viscolito, viscolit. Pragul stânii s-o albit, s-o albit și bătătura. Nu se mai vede măgura. Foarte frumos. O piesă sună. Care o să avem și în seara da, o familie la... minunată și iubitor de folclor și iubitor de frumos și de port popular și foarte muncitori și foarte ospitalieri. Vă salutăm! Vă salutăm, doamna Marioara, și pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. Am și eu ceva versuri de la fata dumnei tău, la Daniela. Fel, de la Dănuța. Te pupăm, Dănuța. Următoarea poză este... Nu se vede foarte bine poza asta. Deci nu înțeleg asta ce e, rol jucai tu acolo. De la Cununia Civilă, eu anul trecut... Mai un pic și fac un an de zile de când m-am căsătorit. Pe 25 octombrie. Să înțeleg că tu, așa mai recent... Da, dacă puteți să dați poză dinainte. Te-ai căsătorit și ai scos și un album. Deci două mari împliniri. Două mari realizări într-un an de zile. Mulțumesc lui Dumnezeu că am fost sănătos și am putut să... Și la pungă gros. Da, da. La poza dinainte... da, aici e o poză cu soția mea. Deci ai Miresica și a fost Miresica și acum soția ta dragă și frumoasă. Am ținut, frumoasă soția am ai. Să nu spui că este în domeniu ca și noi, interprete de muzică populară? Nu, după este port, văd eu, dar... da, care am de povestit o săptămână și pe treaba asta. Povestim, de asta suntem aici. Te mai invităm încă o dată să ne povestești și în continuare ce trebuie. Noi am fost colegi de facultate. Ea a făcut tehnică dentară la fel ca și mine. Și atunci ne-am cunoscut în cămin și de atunci am tot lungit relația asta dentar, așa până nu s-a mai putut. Da. Și până la urmă a trebuit să facem și acest a trebuit, pas. A trebuit. De ce? Că nu aveați timp, nu? Nu că nu aveam timp, dar hai că nu. La anul. La anul, da. Dar nu-i bine așa, știi? La anul. A, uite. Până la urmă urmei, o poză hârtii. De la nuntă, cred, sau de la ce? Aici am fost nași la o nuntă de argint, o nuntă tradițională. Ați apucat să și nășiți. Da, nu eram căsătoriți noi, dar părintele la biserică ne-a spus că la nunta de argint merge. A, nuntă de argint, da. Foarte frumos. Acolo, în stânga mea, eu sunt cel din stânga, în stânga mea sunt finii. Ionică și Mihaela Paloș, din Horezu. Și aici un cuplu... Peste o săptămână o să fim nașilor. Deci chiar acum și nășiți, chiar nășiți, la, un la o an, cununie religioasă. După nunta noastră. Aici, la spectacolul de lansare de la Vaideeni, cu o parte din colegii prezenți pe scenă. 2, 4, 6, 8, 10. 10 din 29 care au fost. Uite și aici pe Ginerică și pe Miresica. Da, aici la biserică, când am ieșit de la biserică. Ilie Foarte Dură, frumos. Colegul nostru drag, care îl salutăm. Salutăm și l-așteptăm și pe aici alături de noi. Ne-a așteptat cu două perechi de porumbei. Și ușă. Foarte frumos. Deci la început ați făcut ați făcut o nuntă tradițională, am văzut și în costumul Cununia național civil, și un costum național. Da, tradițional așa și național și aici domnul fratele de ginere mă îmbrăca. ți-a făcut poze și când te îmbrăca și când ne spunea zădea papucii. Da, da, ne-am ocupat de ședința fotă. Foarte aici, frumos, a fost un ginerică tare frumușel. Și Miresica superbă. Dacă nu se ocupă cu ce zi, ea ce face? Ea este tehnician dentar. Așa și cu altceva? Nu se mai ocupă? Nu vine și cu tine pe la nunți? Nu înveți să cânte? Nu, ea se ocupă de aranjamente la nunți. S-a legat! În timpul săptămânii facem amândoi dinți.
În weekend ea se ocupă de partea florală și de aranjamente. Foarte frumos, deci cânt. Foarte frumos. Și mai aveți timp, deci aveți și alt job în timpul zilei, după care în weekend vă ocupați de a partea sufletului, că asta cu cântecul este partea sufletească. Aici avem o poză de la ședința foto pentru coperta albumului. Foarte și a vrut frumos. Și ea să facem și de la nuntă, chiar dacă a fost mai târziu. Am mai făcut o ședință foto. Da, și aici un costum național și ea în mireasă. Foarte frumos, deci chiar, chiar frumos. Mă bucur. Uite, ai și două ori mari, adică ai mai multe realizări, dar astea sunt așa, mai recente și mai importante, nu? Primul tău album și primul nunta. Primul meu album așteptat, cred că 3 ani de zile, 4 ani am așteptat. Cu cine l-ai imprimat? Nu te-am întrebat. Primul meu album a fost este imprimat cu Orchestra Națională Jidvei România, condusă de maestru Stelian Stoica. Carte de vizită, cum să nu. Deci, extraordinar. Și melodiile, o să vorbim după, că zice regia că avem pregătite încă două melodii. Dragii telespectatori, haideți să urmărim și aceste două melodii, după care dintre ele este, continuăm cu discuția este noastră. Este și cea primită de la Doamna Marioara. Da, viscolito, aceea viscolit. Cu viscolito, viscolit. Păi dacă tot se apropie... Dacă nu, că a nins. Moldova a nins. Așa că e puțin potrivită. Da. Haideți să le urmărim. La pragul stânii s-o albit, măi, la s-o albit și bătătura, la. Nu se mai vede măgura, la. La foame și ajale, la. Ciocoarele de mioare, la. Au plecat pe drum la vale, la. Pe cărarea băcilor, măi, la. În urma cailor, măi, la. Stâna mea dintre izvoare, la. Te las până la primăvară, la. Când o ieși soarele, măi, la. Găin mioarele, măi, la. Pe cărările cu dor, măi, la. Către vârful munților, măi, la. Se stâmpere de dore, la.
mai serba din Polovraci. La 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 la. Și-am să zic un fluiera, măi, la 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 la. Să răsune padina, măi, la 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 la. Oile-n poie să pască, la 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 la. Ciobanii să le păzească, la 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 la. Că astăzi e vremea bună, la 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 la. Și e veselie stână, la 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 la. Neteia ciobanilor, măi, la 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 la. De pe vârful munților, măi, la 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 la. Frumoase piesele tale. Deci mi-ai spus că liniile melodice sunt unele dăruite, mi-ai zis, de Marcel Parnica, altele de domnul profesor Todeș Bartolomei, am spus la început. Atât liniile melodice cât și textele. Una dintre piese este primită în dar de la doamna Mărioara. Da, am văzut că ai teme de dragoste, despre ciobănie, uite, una cu viscolul, cu zăpada. Da, și una de urcat oile, una de coborât, una de dragoste, așa, una de tăiat mielul să faci, una de dragoste neîmplinită. De dragoste neîmplinit, da. Vreau să te întreb despre pasiune, așa, ce mare pasiune ai tu? Pasiune mai mare decât muzica... Nu există, decât cea cu dentară, nu cu tehnician. Da, este. Da, am să înțeleg. Știți că mie chiar îmi place ceea e ce foarte fac bine, și fac e de drag okay. Și cred că rezultatul se vede. Dacă faci ceva ce-ți place și faci din cu drag, e imposibil să nu culegi roade. Da, exact. Vreo întâmplare așa, de pe la un spectacol, de pe la o filmare, pe unde ai umblat-o așa cu cântec, cu nepospune, deja încep da, să te amuzi. Da, mi-am adus aminte de o întâmplare. De fiecare dată când cineva mă întreabă despre o întâmplare dintr-o emisiune sau dintr-un spectacol, mi-aduc aminte de asta și râd, chiar râd singur. Râd singur. Da. Ia spune-ne și nouă repede. Ca să râdești dumneavoastră cu mine. Să râdești doar spectatorii când, cu noi. Acum câțiva ani de zile, când eram un grup, eram la o televiziune din Râmnicu Vâlcea și haide să deschidem, am avut noi niște colaje înregistrate da, ca înțeles, și grup da. Și haide să deschidem emisiunea cu un colaj. Noi ne-am îmbrăcat, am ajuns târziu, ne-am îmbrăcat în grabă. Da. Fetele, cum sunt ele cu instalațiile, acum să-și pună... Instalații! Da. Te refer la faptul că atunci când ne spui o maramă sau o cârpă sau un batic pe cap, ai instalație, așează, da, pentru că am... acolo îți mai pui, ba un păr, ba o căciuliță, ba o... Știu despre ce-i vorba. Instalație, și, ce frumos! Așa, zici? Așa, în grabă, ele, hai să ne facem repede, să nu întârziem, să nu dăm peste cap programul emisiunii. Și Ana Maria Gheorghescu, una dintre colegele o noastre cunosc, de la Vaiden, așa? Nu și-a prins atât de bine instalația aia. Și în timpul filmării? Și în timpul filmării am văzut că lasă capul în jos și mai jos și mai, și mai jos. De fapt, ce să... Noi, fiind unul lângă... I-a picat instalația, nu? Am atins cârpa am înțeles. De pe spate da. Și s-a tras instalația de pe cap și a, rămas... și a început să ia șalavale. Și voi v-ați amuzat pe chestia da. Asta. Ce da. Să facem? Zice, stop, opriți. O să mai povestim în, da. La următoarea ediție că o să te mai invităm, că uite, mare într-o oră, deja tu știi că s-a terminat emisiunea. Vin, vreau să le spui drag. Ceva gânduri telespectatorilor noștri, uite, nici mie nu vine să cred. Dacă ți-a plăcut, transmite-le ceva ce vrei m-am tu. M-am simțit ca la mine acasă, vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat, mulțumesc și colegilor din regie, mulțumesc lui Gigi Vasile că s-a ocupat de pozele alea. Gigi, de unde ai făcut rost de ele? Eu ce să vă spun, dragi telespectatori, decât că această emisiune o puteți urmări în reluare la ora 10 în această seară, așa, și dacă nu mă înșel, duminică la ora 1 și luni dimineața la 7. Deci ne mai puteți urmări așa în reluare. În speranța că și de această dată am fost pe placul dumneavoastră, vă spunem la revedere până joia viitoare, numai bine, sănătoși, voioși și la pungă gros să fiți, dragii noștri. Vă pupăm!
răscruce lângă drum, la răscruce lângă drum, are de foc și ia să fum. La răscruce lângă drum, la răscruce lângă drum, are de foc și ia să fum. Nu-i focule neuscate, că-s mândrele mele toate. Nu-i focule neuscate, că-s mândrele mele toate. Amândruță în șapte sate, amândruță în șapte sate, toate-s faine și bogate. Amândruță în șapte sate, amândruță în șapte sate, toate-s faine și bogate. Așa s-o potrivi soareta, ori aflat una de alta. Așa s-o potrivi soareta, ori aflat una de alta. S-or sfătit mândrele mele, s-or sfătit mândrele mele, n-am curaj să merg la ele. S-or sfătit mândrele mele, s-or sfătit mândrele mele, n-am curaj să merg la ele. Am crezut că ține mult, însă afle ce-am făcut, mă. Am crezut că ține mult, însă afle ce-am făcut, mă. Nu-i nimic ca mândrelor, nu-i nimic ca mândrelor, toate mie purtați dor. Nu-i nimic ca mândrelor, nu-i nimic ca mândrelor, toate mie purtați dor. Ieșiți curând în uliță, ca să vă mai dau guriță. Ieșiți curând în uliță, ca să vă mai dau guriță. Șapte mândre, șapte sate, pe rând v-am iubit pe toate. Șapte mândre, șapte sate, pe rând v-am iubit pe toate. Mama să mă însor, să-i aduc un ajutor, că viața trece prea iute și vrea nepoței prin curte. Zice mama să mă însor, să-i aduc un ajutor, că viața trece prea iute și vrea nepoței prin curte. Cum s-o fac să înțeleagă că mi-e tinereța dragă și-aș mai vrea să fecioresc, mândre multe să iubesc. Multe am făcut și mai fac, la mândre să fiu pe plac, și nu vreau să mă însor, să le văd cum plâng de dor. Multe am făcut și mai fac, la mândre să fiu pe plac, și nu vreau să mă însor, să le văd cum plâng de dor. Că eu știu să iubesc bine și toate plâng după mine, doi ani să mai stau fecior, pe urmă pot să mă însor. Trece tinerețea iute și tot ce-i frumos se duce, iar când ai să îmbătrânești, degeaba te mai gândești. Trece tinerețea iute și tot ce-i frumos se duce, iar când ai să îmbătrânești, degeaba te mai gândești. Degeaba te mai gândești.
iubești, ce-ai pierdut nu mai găsești. Cât ești tânăr poți iubi, să ai de ce-ți aminti. Degeaba te mai gândești, ce-ai pierdut nu mai găsești. Cât ești tânăr poți iubi, să ai de ce-ți aminti.